Domnul Tejea, o înfrângere de mulți, cumva neașteptată, erați catalogați pe bună dreptate cei mai în formă, cea mai formă echipă din Preot Ligii 3. Cum comentați rezultatul? Da, din păcate se întâmplă și astfel de lucruri, este o înfrângere, normal, e dureroasă pentru noi, dar trebuie să ridicăm capul, să mergem mai departe. Mai sunt 5 meciuri, lupta este strânsă între echipele care sper să aveți de retrogradare. Îmi doresc foarte mult să mergem la Clincen, să trecem repede peste această înfrângere, să mergem la Clincen să încercăm să luăm puncte și să încercăm să ne facem jocul, să greșim mai puțin, pentru că astăzi cred că am greșit de vreo 2-3 ori și ne-au surprins cu 2 goluri, aproape din nimic. Eu cred că echipa a făcut un meci bun astăzi, dar n-am reușit să dăm goluri, n-am reușit să fim mai agresiv în ultimii 30 de metri și să înscrim. Am luat niște goluri din niște greșeli, dar asta este, apare o boxeală, sunt mai multe lucruri care contribuie la această înfrângere, dar trebuie să, v-am spus, să uităm repede, să ridicăm capul și să mergem mai departe. Care este obiectivul echipei? Tot timpul am spus, salvarea de la retrogradare, pentru că noi am fost într-o situație foarte dificilă și în continuare suntem cu emoții, trebuie să fim concentrați, ăsta este lucrul cel mai important și să încercăm să ne luăm punctele ca să putem să ne salvăm.